Din fericire am scăpat de avertizările meteo, ba mai mult, spre finalul săptămânii, vremea va ajunge să fie mai caldă decât în mod normal la această dată. Astăzi vor mai fi ploi în centrul și estul țării. În zona montană vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari, nisori. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 11 și 12 grade. În sfârșit avem parte de o vreme frumoasă și senină astăzi în Crișana, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 14 grade. Puteți uita de umbrele cel puțin astăzi în Banat. După cum vedem, vremea arată foarte frumos. Temperatura maximă va ajunge până la 13 grade în Reșița și 15 grade în Timișoara. În Oltenie, același lucru, din fericire, avem parte de o zi frumoasă, senină. Vântul va sufla slab și moderat și aici, iar temperatura maximă se va încadra între 15 și 17 grade. În Transilvania, vreme în general frumoasă, după cum vedem, în Sfântul Gheorghe va ploua. Pe crestele montane înalte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari, nisori. Temperatura maximă va ajunge până la 8 grade în Miercurea Ciuc și 14 grade în Deva. În Moldova, vremea rămâne instabilă. După cum vedem, avem precipitații pe aproape tot teritoriul, plus intensificări ale vântului, iar temperatura maximă se va încadra între 10 și 14 grade. O vreme variată astăzi în Dobrogea, precipitații în Tulcea, cel mai mult senin în Constanța, temperatura maximă se va încadra între 13 și 14 grade. Spre deosebire de zilele trecute, astăzi vremea își va reveni puțin, dar în capitală va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 14 grade în Târgoviște și 17 grade în Giurgiu. În capitală de dimineață se înregistrau 4 grade, iar temperatura maximă nu va depăși 16-17 grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, vor fi norări temporare în schimb și slabe precipitații. Cam atât despre vreme, să aveți un început de săptămână excelent!